Student Vadim, lasă problemele astea. Ce? Fira dracu de pitică nenorocită! Nu ți-e fă rușine să întorci ritul ăla de scroafă de la Vadim Tudor! Vadim! Nu mă miră faptul că sketchul acesta a devenit în ultima săptămână extrem de viral. Ce mă bucură însă e faptul că descoper pe internet tot felul de chestii cu personajul Vadim, care demonstrează că noi, ca nație, bă, suntem foarte, foarte creativi. Da, băieți, din creier, că voi vreți scandal. Și vă dau scandal, dar nu puteți să-l duceți, da? Nu faci din asta ordine la mine, în birou! Escroaca! Ce-o mântoacă, escroaca! Hai mai repede, imbecilul dracului! Voi fi vreodată o prințesă? Arăți ca dracu, muna pădurii! Mai apare la zăpadă! Cine ești tu, fă proastu? I'm Anastasia Steele. Te trimite Băsescu la Purado. Miss Kavanaugh has the flu, so she asked me to fill it. Aici e mâna lui Videan. Mea ta ești trimeasă de Videanu și de prietenul dumitale Chiriță, primar de la sectorul 3. Draga mea, iartă-mă dacă ceea ce urmează să spun și să fac ți se pare un pic intempestiv. Știu că poate nu te așteptai la asta, nici eu. Sincer să fiu, nu mă așteptam să capăt curajul necesar pentru acest gest, pentru ceea ce urmează să spun. Mă arunc cumva în gol, pentru că n-am mai făcut asta niciodată de-a lungul vieții și activității mele profesionale. Dar cred că relația noastră, care a debutat absolut extraordinar și am atâtea amintiri frumoase de la debutul relației noastre și a continuat la fel de frumos, această relație merită un moment de bărbăție. Mă pot uita în ochii tăi și îți pot adresa o întrebare, scumpa mea, frumoasa mea, glicemida. Vrei să fii soția mea? Îmi pare rău, dar nu sunt încă pregătită pentru asta. Momentan, nu. Deci nu vrei să fii soția mea? Nu vrei tu? Firea dracu de nenorocită a dracu! Dă piticanie ordinară! Întorci făturitul de la Vadim Tudor! Refuzi tu pe Vadim Tudor, pitica dracului! Poftim? Niciun poftim! Nu vezi fă cât ești de pitică! Nu vezi fă că ești atât de pitică de atunci când erai copil să juca păpușa Barbie cu tine! Nu te jucai tu cu ea! Firea dracu de pârdalnică, dracu de pitică! Tu n-ai niciun Dumnezeu! Bam! Un Dumnezeu! De fapt, am mai mulți Dumnezei și o să spicuiesc dintre aceștia, de exemplu, Dumnezeii mătii de pitică nenorocită. Nu vezi, fă că ești atât de mică de te pictează chinezii pe bobul de orez în mărime naturală. Nu ți-e fă rușine, ai tu dialog cu Vadim Tudor. Eu aș vrea să... N-ai fătul niciun dialog cu mine! Firea dracu de urâta dracu! Nu vezi, fă, că ești atât de urâtă de intră în grevă sindicatul oglinzilor! Fă să nu te duci niciodată în Africa, fă nenorocito! De ce? Pentru că în Africa, eu am fost acolo în vizită acum 3 sau 4 ani de zile, există o specie de maimuță care se numește macac. Și? Să nu cumva, Doamne ferește, ducându-te acolo, să te trezești cu un macac pe capul tău de pitica dracu nenorocită! Ai fă tu dialog cu mine! Corneliu... Ce mai vrei? Evident că accept cererea ta, doar că am vrut să-ți demonstrez că ar trebui să te mai temperezi puțin. Deci accepti cererea în căsătorie? Într-adevăr, ai dreptate. Mă pierd uneori, sunt o fire temperamentală, sunt un coleric, un sangvin, cum spunea Eugen Barbu, dar vreau să spun că
Ești o femeie foarte frumoasă, ești o femeie deosebită. Nu-mi pot închipui viața fără tine și când mă uit în ochii tăi superbi, eu o văd pe mama copiilor mei. Haide să mergem în casă. Scumpa mea, iubită, ai grijă cum ieși de mașină să nu cumva să te lovești aici la cap. Cum ești tu așa mai înăltuță? Doamne ferește să nu se întâmple ceva! Ar trebui să mergem să mă cer și la părinți. Sigur că da, este o datoria a oricărui bărbat. Până la urmă, chiar mâine dimineață o să facem asta la prima, nu la prima oră, că s-ar putea să nu ne putem trezi la prima oră. Dar undeva spre ora 10, 10 și jumătate, o să stabilim exact, ca să-mi anunț șoferul, o să mergem la părinții tăi. Spune-mi, ca să își facă omul traseu, unde locuiesc dânsii? În Harghita. Unde? În Harghita. Am înțeles. Poți să te apropii un pic de mine, scumpa mea, frumoasa mea, iubită? Asta e viața, până la urmă mă pot reorienta.